Bună ziua, dragilor! Astăzi vorbim despre cearcăne, pentru că nu e așa, cine nu s-a trezit dimineața și nu s-a uitat în oglindă și a rămas așa izbit, fie de niște pungi sub ochi, fie de niște cearcăne adânci. Da, am încercat cu lingurița în frigider pusă apoi peste ploape sau cu o felie de castravete proaspăt tăiată, dar cred că ar trebui să vorbim cu un medic să vedem care sunt cu adevărat tratamentele eficiente pentru ameliorarea sau chiar tratarea cearcănelor. Lângă mine este domnul dr. Ovidiu Grătu. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ne-am mai întâlnit. Ne revedem. Vorbim despre cearcăne pentru că pentru mine este într-adevăr o problemă. Când mă trezesc dimineața, mă scol pe dinți și mă uit și văd așa niște cearcăne, mă gândesc că iar n-am dormit suficient, iar am mâncat ceva ce nu trebuia să mănânc. Da. Și trebuie să găsim totuși niște soluții. Spuneți-mi mai întâi de toate ce este cearcănul de fapt? Întâi de toate, astăzi mi-ați dat un subiect greu. Dacă m-ați fi întrebat despre sâni, vă vorbeam, vă explicam absolut totul foarte clar. Cearcănul în meseria noastră a chirurgiei estetician este un fel de fata morgana. De 21 de ani de când fac această meserie și eu alerg după găsirea acelui tratament minune care să facă ce vrea fiecare pacient. Bună ziua, am cearcăne, ce îmi face să-mi treacă cearcănul? N-am găsit acel tratament și credeți-mă, chiar este o preocupare. De ce? Există cerere. Da. Unde există cerere, există preocupare de a găsi acele soluții minune pe care noi le dorim, pe care dumneavoastră le așteptați de la noi. Cearcănul este un lucru foarte complex. Nu există un tratament unic pentru toți pacienții. Cauzele cearcănelor sunt extrem de multiple, combinate, unice. Așa, o enumerare scurtă, sunt scrise și găsite peste tot. Genetic. Te uiți la părinți, dacă au cearcăne, aproape sigur vei face și tu. Depinde ce tip de cearcăne. Adică e în funcție și de forma anatomică a feței, probabil. Absolut. De ostatură. De genetică. Cum este pielea? Dacă aveți o piele extrem de subțire și un ten închis, veți avea cearcăne ca fenii. Dacă aveți o piele extrem de subțire și tenul mai deschis, vor fi violacee, spre roșiatice. Mai se suprapune și o alergie, veți avea zona roșie. Deci, în afară de factorii de genetici cu care nu putem lupta și ele, tratamentele pentru cearcănele de origine genetică sunt, să spunem, cu cel mai puțin succes, dar anatomic putem în multe situații să îmbunătățim, cearcănele sunt dobândite din afecțiunile generale și acelea de multe ori sunt diagnosticate prin prezența unui cearcăn. Un medic internist poate să te privească de cum intri pe uși și să spună ai o problemă cu rinichii, ai o problemă cu ficatul, ai o problemă cu tiroida. Deci în afară de aspectul inestetic, cearcănele pot ascunde niște probleme reale de sănătate. De multe ori, da. Nu de cele mai multe ori, dar de multe ori pot ascunde probleme de sănătate. Dar la mine în cabinet, prin natura specialității mele, de cele mai multe ori cearcănele pacientelor, să spunem, sau pacienților, nu le găsesc o corespondență. Adică au un examen clinic, o anamneză de om sănătos și prezintă cearcăne. Acelea sunt cearcănele dobândite, fără legătură cu afecțiunile, dar să nu trecem peste afecțiuni. Păi da. Totdeauna când observăm apariția unor cearcăne brusc, în scurt timp, la un singur ochi, evidente, atunci trebuie să apelăm la cunoștințele unui medic de medicină generală sau medicină internă pentru a procede acele etape de diagnosticare sau de înlăturare a suspiciunilor unei afecțiuni generale și am amintit ficat, rinichi, tiroidă și sunt destule, alergii care pot să creeze cearcăne. Deci apariția bruscă este un semn de întrebare de sănătate. Reținerea de apă. Nu? Eu, de exemplu, mă trezesc dimineața și am umflat. Dacă sunt obosit, dacă am stres, dacă nu am avut o alimentație corectă, adică în exces, alcoolul poate să mai creeze acest aspect de cearcăn care se poate croniciza, dar nu neapărat că ai o afecțiune. Da, deci până la urmă ar fi așa, rinichii, ficatul, alergii. Cele mai frecvent întâlnite, tiroida, care pot să creeze aspectul de cearcăn. Oboseala cronică este un simptom, nu o boală, dar care va determina la final apariția unei boli sau al alteia. Și acestea ar fi, să spunem, cearcănele dobândite, când dacă reușesc să îmbunătățesc starea generală și cearcănul se poate atenua de la sine, fără să fie nevoie neapărat să facem un tratament local.
Ar trebui, deci înainte să venim la dumneavoastră în cabinet, ar trebui mai întâi de toate să avem grijă la alimentație, să avem grijă la odihnă și, da, bineînțeles, știți, la stres. Știți care e cel mai bun tratament pentru cercăne? Somnul bun. Somnul, da. Somnul bun, alimentația corectă, nu sunt vorbe goale, fumatul. Fumatul determină modificări la nivelul pielii, absolut, și determină apariția cercănelor în timp, mai ales acelea colorate, fața mai galbenă și așa mai departe. E greu să-i spui unui om să nu fumeze, nu intrăm în subiectul acesta, dar este clar că alimentația și stilul de viață accentuează sau determină apariția mai devreme sau mai târziu a cercănelor. Și mai este vârsta. Faptul că înaintăm în vârstă, îmbătrânirea, resorpția osoasă, gravitația, nu știu, pielea care își pierde din colagen și elastină. Toate acestea la un loc. În principiu, un proces de îmbătrânire care determină apariția cercănelor, am putea să-l punem pe seama resorpției anumitor elemente anatomice care mențin forma și volumul. Resorpția se gândește în special resorpția țesutului adipos, afectarea translucenței densității epidermei de la nivelul pleoapelor, care, repet, este o zonă anatomică diferită de întregul nostru corp, și aceste modificări pot fi sau nu pot fi, sunt însoțite și de laxități. De exemplu, multe paciente îmi spun, uite, am cercăne. Zic, nu ai cercăne, ai pun sub ochi. Păi ce înseamnă pun sub ochi? Și ăștia pot să fie și ele dobândite, edeme și mai departe, dar în momentul când vorbim de pun sub ochi clasice, apare o laxitate a structurilor din jurul globului ocular care mențin țesuturile din jurul globului ocular. Cum spunem noi, grăsimea retrobulbară care pseudoherniază. Adică nu este grăsimea, dar se slăbesc pereții care țin grăsimea și ea bombează și face aici sau și la pleoapa superioară acel aspect de pun sub ochi, la care se adaugă oboseala, alcoolul, fumatul și așa mai departe, și toate la un moment dat pot să determine adevăratele cercăne. Acelea sunt, să spunem, au o viză chirurgicală și de multe ori reușim să le îmbunătățim și cu intervenții chirurgicale în cazul unei blefaroplastii, și prognosticul, să spunem, că este unul de multe ori de succes. Deci se poate interveni și chirurgical. La acele tipuri la de acele cercăne. Tipuri. Problema cea mai mare întâlnită, așa cum v-am spus, căutăm soluții, eu de când sunt în specialitatea asta caut soluții, este cercănul care nu prezintă neapărat modificări anatomice, ci culoare care deranjează. Această culoare apare în funcție de ten și este determinată de translucența epidermei la acest nivel, prin care vasele de sânge, mușchii și tot celulele de melanină, câte sunt, multe, puține, stimulate, nu, determină în funcție de persoană o anumită colorație. Cea mai frecvent întâlnită, albăstruie, cenușie, roșie sunt. Și noi asta deranjează cel mai mult, pentru că în socialul în care trăim, un om încercănat transmite ideea că e obosit, că nu doarme, că nu e organizat, că și așa mai departe. Deși de cele mai multe ori în aceste situații, omul respectiv este inocent. A băut apă, s-a culcat la ora 8, se trezește dimineața, da, sunt situații și au aceste cercăne dobândite, nu sunt genetice. Și asta este o luptă continuă și atunci aici încep tratamentele. Păi să o luăm pe rând. Ce recomandați? Ce credeți că ar merge așa, din experiența dumneavoastră? Ce a funcționat? Păi cred că n-are rost să discutăm despre situațiile acelea când intervenția chirurgicală este soluția, da, cu bisturiul. Deci doar în cazurile cele mai grave se poate interveni. În acele situații când avem ce să facem, adică avem o hernie de grăsime, avem pielea care se adună și așa mai departe, atunci da, avem ce să facem. Dar când avem decât o culoare care nu este estetică, dar noi nu avem cu bisturiu ce să înlăturăm acolo, atunci nu putem vorbi de un singur tratament. Deci, în cadrul unei consultații care poate să fie complexă, chirurg estetician, dermatolog, medic internist și așa mai departe, se încearcă determinarea cauzei, care se poate înlătura pe cale generală sau, dacă nu se găsește o cale generală, pe cale locală. Această pe cale locală, pentru că dintotdeauna ne străduim să găsim acel tratament, neexistând, există o multitudine de tratamente propuse pentru tratarea cercănelor. Eu le spun propuse. Eu niciunui pacient de-al meu nu spun bună ziua, da, vă tratez cercănul și va trece cercănul. Eu privesc tratamentul cercănului ca pe încercare fără risc de a îmbunătăți aspectul cercănului. E o nuanță. Da, mă înțeles. E o nuanță în a prezenta lucrurile, vă tratăm cercănul, îl îmbunătățim fără risc. Da.
sau cu riscuri cât de mici. Și aici încep tratamentele. Cel mai cunoscut și este eficient, dar destul de riscant, este tratamentul cu laser. Ce face laserul? Care laserul arde. Scade, să spunem, cantitatea de celule melanocitare care creează hiperpigmentarea respectivă în situații în care există hiperpigmentare însoțită de translucență și așa mai departe. Dar este un tratament care, da, ca o arsură, urmează o perioadă de vindecare, riscurile de hiperpigmentare la soare, trebuie tot timpul protecție solară, mai ustură, se mai umflă. Este un tratament, dar eficient în situații țintite. Sunt tratamentele dermabrazive, însoțite de creme exfoliante, cum ar fi dermabrazia mecanică, dermabrazia chimică, peelingul, care aceste tratamente pot fi extrem de eficiente, dar în cazuri selectate. Nu trebuie privite ca pe un tratament, am cearcăn, îmi fac peeling, îmi fac laser, pentru că, din experiența mea, nu știu să spun mai mult de atât, pot să obții un rezultat nu așa bun cum te-ai aștepta sau în situații de hiperpigmentare un rezultat ulterior mai rău. Deci acestea ar fi tratamente, să spunem, la între chirurgie și tratamentele total neinvazive. Ce este, nu mai este nou, dar este foarte eficient, cel puțin pentru îmbunătățirea cearcănului, este tratamentul cu microneedling, acele mănunchiuri de ace, de la foarte mici până la nano-ace, invizibile cu ochiul liber, prin care noi reușim să introducem difuz, dar numai în structura aceea subțire, vă dați seama, este jumătate de milimetru, nici atât la unele persoane cearcăn, reușim să introducem acolo anumite substanțe active, care în urma studiilor medicale dovedesc că pot îmbunătăți producția de melanină astfel sau să o scadă sau să realizeze acele îmbunătățiri vasculare care au vitamina K, vitamina C, ajută să albească, cum spunem noi, nu albește nimic decât schimbă turnoverul celular în acel loc. Deci practic introduceți niște substanțe în piele, da, care reușesc odată să, nu știu, să vascularizeze mai bine zona și să se adreseze fenomenelor intime celulare care se petrec din cauze multiple și au ca efect cearcănul. Aceste substanțe se schimbă, se combină, se îmbunătățesc, apar noi, pentru că niciuna nu a dovedit, nicio combinație nu a dovedit că șterge cearcănul la orice pacient. Că atunci ar fi simplu. Aia e combinația, aveți cearcăn și v-am șters cearcănul. Nu. Deci este o chestiune de tatonare, de încercare și în această manieră eu afirm că reușesc la majoritatea pacientelor să îmbunătățesc aspectul cearcăn. Ce tipuri de substanțe se introduc prin microneedling? Deja intrăm în chimie, nici noi medicii, practicanți, chirurgii, eu sunt chirurg plastician, nu? Da. Eu sunt chirurg plastician. Noi le primim și suntem informați de cei care le produc. Aș putea să vă, uite, chiar aici, o cărticică plină cu tot felul de informații, cum se numesc substanțe, oligopectide, ce fac fiecare, cum inhibă melanogeneza, o întreagă chestiune. Nu cred că este important să denumim acele substanțe, pentru că ele trebuie studiate și sunt studiate de cei în măsură să o facă. Cei care noi produc, trebuie practic, să știm să le folosim corect în funcție de indicația celor care le fac. Aceste substanțe sunt făcute de un medic. Da? Și atunci toate aceste substanțe care sunt încercate, testate, au un efect pe diferite tipuri de cearcăn. La toate aceste lucruri există și tratamente, să spunem, microinvazive. Da? Dacă bisturiu este invaziv, microneedling-ul, laserul, dermabrazia sunt într-o zonă de invazivitate, să spunem, scăzută, există și tratamente care se adresează acelor tipuri de cearcăne care apar prin involuția țesuturilor. Și aici intră. Deja cunoscut acid hialuronic, dar, cum bine știu, acidul hialuronic injectat la nivelul cearcănelor, acolo unde nu este indicat, va determina decât niște ochi umflați. Acidul hialuronic atrage apa. O perioadă de timp, mai ales dacă folosești un acid hialuronic puternic, pacienta se trezește dimineața cu ochii și mai umflați. Da, într-adevăr, în timpul zilei se mai desumflă, cearcănul pare mai limitat. Estompat, da? Estompat. De fapt, știți cum e cu cearcănul? Dacă privești un om încercănat și iei o lumină extrem de puternică și îi pui pe un cearcăn lumina puternică și te uiți prin comparație, vedeți că cearcănul respectiv pare estompat. De fapt, asta fac produsele de filler. Readuc la lumină zonele accentuate, cum spunem noi, șanțul lacrimilor. Da. Da? Șanțul lacrimilor, dar trebuie să fie un adevărat șanț al lacrimilor pentru a avea un succes previzibil în momentul în care introducem acidul hialuronic.
și încercăm, sunt diverse tehnici de introducere a acidului hialuronic și diferite tipuri. În principiu, pentru cearcăne trebuie folosit un filler, acid hialuronic filler, dar extrem de soft, care să nu aibă o putere de ridicare mare, de umplere mare, pentru a nu se observa acele pungi, dar acidul hialuronic, ori de care ar fi el, are principiu de multe ori favorabil de a atrage apa. Ori în momentul când atrage apa la o piele extrem de subțire, riscăm să ducem în zona de edem. Și atunci folosirea acidului hialuronic este extrem de eficient în tratarea anumitor tipuri anatomice de filă. Și asta e treaba medicului specialist să decidă dacă e cazul sau nu. Experiența lui, părerea lui, fiind atât de multe tratamente de cearcăne, câți medici veți asculta, probabil că veți auzi idei comune, dar și idei un pic diferite. Deci, practic, dacă cineva se gândește, domnule, am cearcăne, ok, am auzit că pot să fac o injectare cu acid hialuronic, mi se umple șanțul lacrimal și atunci... Da, dacă l-ai accentuat puternic și da. Dacă ai decât o discolorație fină, nu ai ce să faci cu acidul hialuronic sau poate puțin și să obții un efect minor, dar nu efectiv cum este vizualizat acest tratament. Îmi umplu cearcănele. Deci nu este asta, vreau să spun că nu este acest panaceu, gata, se face asta care și am scăpat de cearcăne. Atunci la toată lumea introducem acid hialuronic și am scăpat de cearcăne. Și înainte de acidul hialuronic sau împreună cu acidul hialuronic există tehnica de transfer al țesutului adipos propriu. Asta era o altă întrebare cu da, injectarea cu degrăsime proprie. Este un subiect. Transplantul acesta de grăsime proprie, transferul de grăsime proprie a evoluat în înțelegere de către noi medicii, a evoluat în funcție de modalitatea calitativă prin care reușim să recoltăm acea grăsime, că grăsimea nu s-a schimbat de mii de ani aceeași, da? Da. Modul în care înțelegem acest lucru, cum îl aplicăm, să spunem, micile instrumente care au evoluat spre finețe, au crescut rata de succes, dar n-aș vrea să înțelegeți că eu vă spun că aveți cearcăne, introduceți-vă grăsime. Sunt atâtea situații în care introducerea de grăsime la nivelul cearcănelor nu a fost de succes și este foarte greu să o mai scoți de acolo. Acidul hialuronic, în schimb, te mai umfli, mai nu știu ce, dar într-un final se retrage. După un an se retrage. Un tratament cu grăsime, câteodată împreună cu microneedling și cu tratamentele acestea de stimulare celulară, să-i spunem, poate fi de succes, dar de asemenea trebuie să ai unde să introduci, să ai o situație anatomică reală unde acea grăsime ce face de fapt? Îți reface grăsimea naturală care s-a reabsorbit cu trecerea vârstei, cu fumatul, cu bătrân, da? Da. Deci asta este ideea de bază. Fiecare cearcăn are un tratament sau tratamentele lui cu șanse să-l îmbunătățească reale și cu scopul să nu facem mai rău. Deci există riscul, dacă nu este introdus fie corect, fie în cazul potrivit, la pacientul potrivit. În cazul potrivit, corect, un medic da. Specialist nu are cum n-are să nu-l introducă okay, corect. Ok, deci nu există aici un risc. Dar da. Rămâi cu acea grăsime, că iată, acidul hialuronic se resorbe, grăsimea nu. Păi gândiți-vă, este posibil să se vadă galben sub un epidermă extrem de subțire și translucidă. Chiar dacă nu mai ai aspectul acela de cear, când te vezi așa un pic cu broboane galbene sub ochi, bine? Nu. Deci, de la caz la caz, dar tratamentul cu grăsime este un tratament de luat în considerare. Tratamentul cu acidul hialuronic este și îl luăm în considerare și îl folosim. Microneedling-ul, introducerea acestor substanțe difuze cu acele ace, este un tratament care are o eficacitate mai mare sau mai mică de la pacient la pacient, dar are tot timpul eficacitate și are o lipsă de risc. Laserul e bun în cazul țintite, dar trebuie să ai grijă și să te și îngrijești tu după, ca și dermabrazia mecanică și mai ales ca și peelingul chimic. Spuneați de microneedling și aș vrea să revin puțin la el. Este vorba de niște ședințe care durează, nu știu, 15-20 de minute ședințele. Sau poate mai puțin, da. Dar de câte e nevoie? Adică cum se face? Această nevoie și eu, de exemplu, când am auzit prima dată de acest tratament și au venit reprezentanții care ne aduc substanțele, aparatura și mai departe, aceleași întrebări le-am adresat eu lor. Da. Bun, aceste ședințe și nevoia sau eficacitatea lor s-au născut în urma studiilor și în urma practicii. Studiile și practica doveditoare. Ținând cont că nu au riscuri, ținând cont de efectul
pe care îl face micronidelingul simplu, adică fără să pui nicio substanță, prin trecerea acelor ace care fac mii de înțepături, creează în prima săptămână o exfoliere, o apariție a celulelor tinere la nivelul facial, care necesită de asemenea protecție solară, că există și aici un risc mult mai mic al laser de hiperpigmentare, dar există, și acest tratament cu micronideling poate să fie eficient el însuși. Fără nicio substanță introdusă. Fără nicio substanță introdusă, da. Deci. Dar cât durează o ședință? Dacă facem cu tehnic, substanță, fără substanță. Tehnic, cât durează? Cât vine cineva și cât stă la ședința păi, asta? De micronideling mă întrebați. Da. Microniddling-ul are o mare calitate. Nu este foarte dureros. A, dacă introducem substanțe, mai ales pe bază de vitamina C, spre seară o să simțiți un pic de arsură, ochiul un pic iritat, umflat. Alte produse nu creează decât o roșeață sau tratamentul numai cu microniddling care dispare în câteva ore. Pregătirea. Eu de ceva timp încerc să folosesc o cremă înainte de tratament, o cremă anestezică. Nu, toată lumea folosește în lume o produse anestezice creme, au și denumiri comerciale, le folosim pe față, dar deoarece nu pătrund, să știți, o substanță greu pătrunde de la sine prin pielea sănătoasă. Și atunci am reușit împreună cu anumite firme să creiem un produs anestezic magistral. Magistral înseamnă eu scriu rețeta și farmacistul și farmacologul o creează. Această cremă ne-a adus mie, cel puțin mi-a adus o mare satisfacție, n-am să dau numele ei, da, pentru a nu fie așa, este pur și simplu o cremă, mi-a adus o mare satisfacție în ce sens? În businessul pe care eu îl am, pacientele nu mai fug de tratamentele acestea și microniddling-ul și toate acestea înseamnă mezoterapie. Injectările acelea repetate, chiar cu ace fine, creează la un moment dat disconfort. Da, durere creează, și, da. Și trebuie repetate etapele, am să vă răspund cam câte etape și de multe ori există mai bine numai. Și multe renunță la tratament, deși el trebuie făcut în acele etape despre care am să vorbesc imediat. Și din cauza durerii și a disconfortului. De când folosim acest, să spun, amestec, da? De anestezice, gradul de confort a crescut dramatic, inclusiv la tratamentele care le fac cu toxina botulinică. Da? Da. Aici e greu să faci anestezie cu o cremă. Și sunt anumite puncte care sunt de obicei mai sensibile, pacientele sunt liniștite și aceste lucruri ne ajută pe noi să facem aceste tratamente, să nu renunțe pacientul la ele, da, pentru că este foarte important să te ții de treabă. Deci când te-a pus să tratezi un cearcăn, trebuie să te ții de treabă. Nu trebuie să mai cauți acel tratament azi, în 5 minute și să ți se steargă cearcănul. În situații foarte rare, anatomice, putem să avem succes dintr-un tratament. Dar de obicei trebuie ședințe. Câte? Păi practica ne arată câte. Datorită acestui tratament, efect care are microniddling-ul de turnover celular, exfoliere și mai departe, nu este bine să repezi tratamentul mai devreme de 2 săptămâni. De ce? Pentru că așa s-a observat. După o săptămână fața își revine, efectele injectării, de exemplu, unui acid hialuronic de hidratare începe să fie hidratată fața, după 2 săptămâni poți să repezi tratamentul. Deci, în momentul de față, se consideră că în funcție de ținta pe care o ai de a trata și de a preveni îmbătrânirea, cearcăn și așa mai departe, aceste tratamente mezoterapice trebuie făcute undeva la un interval, cu microniddling-ul mă refer, undeva la 2 săptămâni, ședințe între 4-6 săptămâni și apoi repetate. Deci 4-6 ședințe, da, făcute la interval de 2 săptămâni. 2-3 săptămâni, dar cam 2 săptămâni este idealul. Sau și cum, după aceea? Sau cum este PRP-ul, da, ăsta de aici din spatele meu, sângele propriu, vampir Dracula, da, dacă ar fi să-l facem ca la cartiere, undeva la 10 zile ar trebui repetat. Este exact perioada de activare a factorilor de creștere. Deci aceste tratamente așa ar trebui făcute. Iar apoi urmează întrebarea. Bun, le-am făcut și... Da. Și trebuie să le înțelegeți ca pe tratamente de întreținere. Dacă ele au avut un efect pozitiv și sunteți mulțumite sau mulțumiți de rezultat, care nu are riscuri, să spunem, dacă faci corect și cu substanțele anumite, riscurile sunt minore, chiar inexistente de cele mai multe ori. Și ați obținut un efect pozitiv, e bine, atunci trebuie să înțelegeți că aceste tratamente, odată ce le-ați făcut, nu au efectul permanent, nu?
aici se întâmplă tot timpul aceste niște substanțe modificări. Active sunt metabolizate, da. Dispar de către organism și trebuie să reluăm. Când? Păi aici iar este o chestiune relativă, în funcție de situație. Cu cât e mai gravă situația, cu atât mai des. În principiu se recomandă cam de 2 ori pe an, maxim de 3 ori pe an. Deci făcute aceste cure de 4-6 ședințe. Da. Deci este, cum spune eu pacientul, acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Dacă vreți să încercați să vă fiți cât mai proaspătă, cât mai tânără la aspect posibil, trebuie să facă parte din arsenalul dumneavoastră de luptă împotriva îmbătrânirii. Împreună cu o alimentație sănătoasă, un stil de viață sănătos, așa trebuie să faceți și aceste tratamente, nu? Când vă duceți pentru diverse lucruri, da. Nu vă duceți, așa este după părerea mea. Da, da, am înțeles. Cu aceste tratamente. Deci, practic, referindu-ne la microneedling, ar trebui făcut de 2, maxim 3 ori pe an. Această din experiența mea. De 4-6 ședințe. Și depinde pentru ce. Microneedling-ul nu e numai pentru cearcăne. Pentru cearcăne, da. Pentru diverse și lucruri. Și din experiența dumneavoastră, după aceste 4-6 ședințe, practic se estompează, se ameliorează, se și deschide paropicul. Experiența mea provine din ce spune, din ce spun pacientele, da. Să știți. Pentru că aceste efecte nu sunt neapărat spectaculare. Da. Și am căpătat încredere în efectul acestor tratamente datorită pacientelor care au încercat aceste tratamente și vin și îmi spun. După o perioadă, cam după 4-5 săptămâni așa de la tratament, anturajul întreabă, dar ce faci de arăți așa bine? Și chestia asta nu e de reclamă, chiar spun aceste lucruri. Da, chiar par mai odihnite, Da, toată lumea întreabă, nu vede ce exact ce. Atunci când îți faci implanturi mamare, nu? Da, sau îți corectezi forma sau nasului. Sau forma nasului, toată lumea vede, nu? Da. Ce faci de arăți așa de bine? Și am nenumărate exemple de-a lungul unui, nu 20 de ani, că aceste lucruri nu le fac de 20 de ani, dar de câțiva timp încoace. Și am început și eu, la rândul meu, să cred în ele. Le mai fac și pe la prieteni și așa mai departe. Adică, ce înseamnă? Păstrez contactul și pot să văd. Cum vede un doctor că un tratament e bun? Păi păstrând contactul cu pacientul și ascultând ce spune pacientul. Da, și văzându-l ala. Ori la aceste tratamente, da. Așa putem să observăm dacă sunt bune. Și odată ce pacientele se reîntorc, nu toate. Unele spun, domnul doctor, nu am văzut chiar efectul. Este vorba și de așteptare, de imagine de sine. Ce ai tu în spate să crezi că obții? Și aici e vorba de consultație, de setarea așteptărilor realiste, diagnosticul clinic, diagnosticul paraclinic și așa mai departe tot ce am vorbit. Dar odată ce lucrurile sunt echilibrate, pacienta este într-o zonă de așteptări realiste, da. Tu îi spui exact ce și cum, au succes aceste tratamente. Am înțeles. Da. Aș vrea să mai spuneți acum pe final de interviu, sigur. Pentru că, da, într-adevăr, putem, iată, sunt soluții, putem să ameliorăm cearcănele, putem să le tratăm într-un fel sau altul în funcție de dobândite genetice și așa mai departe. Dar aș vrea să mai punctați acum la final cât de important este totuși stilul de viață, cât de importantă este hidratarea, cât de important este somnul, cât de agresiv și rău pentru sănătatea este, pentru sănătatea pielii este fumatul, de exemplu. Adică așa, pentru final să înțeleagă lumea, să mai audă încă o dată cât de importante sunt lucrurile astea în general, dar uite, și în special pentru piele și cearcăne, că vorbim de cearcăne. Păi cred că sunt cele mai importante. Mă uit la mine când sunt obosit, când nu mă odihnesc, cu vârsta și așa mai departe. Părerea mea este că o schimbare a unui stil de viață care este clar incorrect poate să ducă de la sine la îmbunătățirea aspectului cearcănelor și a aspectului obosit. Acolo unde este posibil și tratamentele noastre vă pot clar ajuta. Și despre fumat nu vreau să vorbesc, că toată lumea știe și este o luptă grea. Da, deci, practic, pielea are foarte mult de suferit din cauza fumatului. Da, pentru că se produc alterări a acelor procese vasculare, biochimice, care duc într-un final la modificarea de transducență și de consistență textură. Și textură. Asta este clar, este dovedit, se vede cel mai simplu în momentul când reușești să te lași de fumat, cum te luminezi la față. Și odihna, somnul. Odihna este tratamentul cel mai bun al cearcănelor. Dobândite. Dobândite, da. Bine, eu vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc și dacă mă mai invitați, eu mai vin. Da. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat și ne-ați urmărit. Nu uitați să vă hidratați, nu uitați să dormiți suficient și da, să aveți un stil de viață sănătos. La revedere! La revedere!